Puișorul de Foc este considerat unul dintre cele mai misterioase locuri din capitală. De ce? Pentru că, spun unii, clădirea ar fi bântuită. Sunt povești care spun că, pe vremuri, un pompier ar fi murit exact aici, în condiții care n-au fost explicate nici până astăzi. Alții povestesc că, în fiecare zi de 9 ale lunii, cu o jumătate de oră înainte de miezul nopții, prin geamurile monumentului s-ar vedea lumini ciudate. O altă legendă este a unei femei care era convinsă că soțul ei, pompier, o înșela chiar în clădirea Foișorului. Ea ar fi venit aici să-și prindă soțul, dar din nefericire a căzut de la etaj și de atunci încoace bântuie clădirea ca să găsească dovada infidelității soțului ei. Nu știm, bineînțeles, dacă poveștile acestea sunt adevărate. Ce știm este că Foișorul are 42 de metri înălțime și că în trecut servea de turn de observație pentru apărare împotriva incendiilor. A fost construit în anul 1890, la 2 ani după ce turnul Colței a fost demolat. Foișorul de Foc a fost gândit inițial ca fiind turn de apă, dar ulterior a devenit al pompierilor. În 1935 și-a pierdut practic rolul, pentru că în București se ridicau tot mai multe clădiri înalte, iar introducerea telefoniei făcea până la urmă inutilă existența unui turn de veche. Din 1963 a fost transformat în Muzeu al Pompierului și acolo, pe cele 6 etaje, puteți găsi toate documentele și toate echipamentele pe care le-au folosit pompierii de-a lungul vremii.